Guys, înainte să înceapă nebunia, înainte să înceapă clipul și tot vreau să vă spun de un prieten de-al meu care s-a apucat de YouTube. Are abia 1100 de abonați și am spus că familia picantă cu siguranță îl poate ajuta să ajungă la o sumă mai mare de abonați. Așa că cine e picant de-al meu adevărat să intre chiar acum pe linkul din descriere și să dea un subscribe canalului Eurosib Imobiliare Sibiu. Canalul îi aparține unui prieten de-al meu, iar cine este din Sibiu și caută un imobiliar, îl puteți găsi chiar acolo. Aveți canalul lui în descriere, hai să-i facem o surpriză și să vedem câți abonați a reușit să facă prietenul meu. Salutare guys și bine v-am regăsit de la un nou clip super mega plană. Băi, sunt foarte mega încântat pentru că ăsta este primul clip în care filmez de aici, de aici, de pe scaunelul ăsta frumos de unde eu fac live-uri. Și pentru cei care nu au văzut niciun live de când am început seria asta nebună cu live-uri, vreau să vă întreb și să-mi scrieți în comentarii, dar sincer, dacă vă place acest setup super bombă și super RGB. E bine, o să sărbătorim această premieră cum se cuvine printr-un clip super șmecher în care o să reacționăm la cea mai populară aplicație din toată lumea, dar că pe România, TikTok! Băi, eu mă uit foarte mult pe TikTok, gen chiar scrollez foarte mult și văd tot felul de persoane care mă uimesc. Unele persoane care mă fac să râd, unele persoane care sunt extraordinar de cringe și băi, mi se pare o platformă foarte complexă și am zis, băi, hai de ce să nu încerc și eu să filmez un clip, pentru că nu cred că am făcut niciodată un clip în care reacționez la TikTok România. Așa că înainte de a începe acest clip, vreau să bubuiți butonașul ăla de like și să vă uitați la acest clip de la început, adică din acest moment până la final, pentru că dacă și tu faci TikTok, e posibil să fie apărut pe clipul meu. Așa că stai până la final, uită-te atent și scrie-mi în comentarii dacă ai apărut și tu. Și dacă nu ai apărut, spune-mi dacă vrei să fac și episodul 2 în care reacționăm la TikTok România. Ia să-l vedem pe băiatul ăsta, ia. E în tren? S-a descălțat în tren? Bă, ce naiba? Băi, mi se pare foarte caterincă și că ai tupeul să faci chestia asta într-un loc public. Ce nu mi se pare ok este că ți-ai dat masca jos, domnule prietenul meu, așa că nu e ok. Protele, eu zic că data viitoare când urci în tren și vrei să te descalzi, poți să faci în voie, că oricum toată lumea are mască, deci nu contează dacă pute, dacă nu pute, deci nu contează, dar masca nu, că e corona, brother. Seara, uite tot, gen, fuck that. Tu pe mine mă voiai, da, fuck that. Tu vai, sufletul spune. Băi, vă pup și vă iubesc pentru ce nu știu, sunt deja... Băi, asta seamănă cu Alex Vrelei la Vocii 1-1, ești nebun? Am Golden Boy alături de un Chiuvelea și de toată echipa. What? A intrat un sărac. Ai scos tu capcanele de sărace seară. De unde sunteți? Din Botoșani? Adu dezinfectantul, băi! Băi, ce-mi place de Smiley este... Este un viitor tătic, dar nu uite să se distreze. Asta îmi place foarte tare. Întrerupem programul pentru un anunț special. De curând mi-am schimbat calculatorul și abia acum pot să simt și eu jocurile astea în 60 de frame-uri Full HD la intensitate maximă și pot să mă joc cu prietenii mei fără nicio problemă. Dar până să-mi iau calculatorul ăsta nou, am avut numai probleme și nu puteam să mă joc absolut niciun joc. Până am dat de Boosteroid. Boosteroid este platforma care m-a ajutat să mă joc orice joc vreau eu, pentru că nu am mai trebuit să mai descarc nimic, nu am mai fost nevoie de calculator de gaming, joaca s-a întâmplat online, direct pe browser. Da, ați auzit bine, așa ceva chiar este posibil. Intrați și voi pe linkul din descriere, faceți-vă un abonament super tare, creați-vă un link de afiliere și puteți să vă faceți banii înapoi dacă prietenii voștri își creează și ei un abonament pe linkul vostru, iar așa tu câștigi 7,5 euro per prietenul tău în momentul în care el și-a creat un abonament de pe linkul tău de afiliere. Mi se pare o chestie foarte tare, așa că încercați și voi, Boosteroid. Link în descriere. Și mi-a venit unul la găini. Ia de Petrișor! Țineți-vă bine! Hia! Ia pe chat! Hia! Comentarii! Alungăm uliu să nu ne fure găinile din această gospodărie. Și mi-a venit unul la găini. Dintre care i-a venit uliu la găini, dintre care vrea Adrian Petrișor vrea să elimine uliul din această gospodărie, acestea fiind spuse, dintre care Adrian Petrișor, top of the TikTok, e cel mai tare TikToker. Ce faci, mă, dansez cu papagalii? Este malone original. Ce e la modă, dansez cu animalul. Gangster, să moră familia mea. Gangster.
chiar mă întreb dacă oamenii ăștia fac chestia asta for real sau gen o fac așa de divertisment. Ce să luăm să nu ne mai îmbolnăvim? Ce să luăm să nu ne mai îmbolnăvim? Cum? Paramatăcion! Paramatăcion! Ce să luăm să nu ne mai îmbolnăvim? Paramatăcion! Ce să luăm să nu ne mai îmbolnăvim? Cum? Paramatăciol! Luați, guys, luați paramatăciol să nu mai ne îmbolnăvine coronavirus. Baba asta știe ea ceva, uite. Noaptea golani, nu fa nani-nani, eu zic donații și la alții. Ei, fac donații, haide! Băi! Mașinile, împrășinile, Mașinile. Bă, să te duci la școală să zică colegii tăi: bă, am văzut-o pe maică de-a pe TikTok. Bă, ce mă? Maică ta. Noaptea golani, nu fa nani-nani, donații și la alții. Mașinile, le, bor mașinile, le, mașinile. Păi înțeleg că omul face curat, dar de ce are fața aia de psihopată în timp ce face curat, genii așa? Dar e și muzica care le ajută, genii. Ce mă bate gândul să vă iau curându, să vă dau peste nas, vă curându să vă iau curându. Așa-s ochelarea de cringe să mă arăt așa! De ziua femei, dați-le un mesaj femeilor din România. Din România. Da. Trească! Auziți? Trească! Cine? Vine, vine! Eu! De ziua femeii, dați-le un mesaj femeilor din România. Din România. Da. Ia auzi. Trească! 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 Cine? Cine să trească? Cine? Eu! Eu! De ziua femeii, mai prietena și mai cum și da, dintre care de la ora de la Târgoviște am cumpărat un Euroflen. Un Euroflen! Mă doare puțin capul, între care trebuie cât uși de cât să-l calmez cu această... Doare capul, dintre care am luat un Euroflen! Vă recomand pentru a avea mentalitatea mult și mult mai dezvoltată decât dureri. Băi, n-aș vedea pe Ben dacă nu te... Auliu, auliu! Mă doare pe bine capul, între care toată ziua, bună ziua, acest cocoș o să-mi dea foarte mari bătăi de cai. Băi, omul e, omul e crimul, deci nu înțeleg de ce omul nu a ajuns până acum la acces direct sau nu a fost imitat de Ben Dac, gen... Omul e un personaj întreg. Omul e îmi apare pe For You din 2 minute și gen. Deși e un om de la țară și deși face TikTok-uri cu niște idei, chiar are unele TikTok-uri amuzante, sincer. Hai sus! Hai sus! Hai de luță de Marie! Hai sus! Nu că mă sunt la bari! Hai sus! Tata răuzi! De răuzi de! Hey, okay, hey, okay, hey! Okay. Și unde voiați să duceți mașina după ce o furați? Ascultă, eu voiam să duc mașina la Dâmbicești, la Dângăcești, la la mine, la țară, acasă! O să sunăm poliția chiar acum să vină să vadă ce facem. Ascultă, eu te rog să nu sun la lopiți, la olipiți, la mentură, nu sun... Și unde voiați să duceți mașina după ce furați? Ascultă, eu voiam... Cam acesta a fost și cu acest clip. Dacă v-am plăcut, nu uitați să rupeți butonașul de like, să-mi lăsați în comentarii dacă mai vreți să facem și partea a doua, pentru că, după mine, ăsta e doar începutul, pentru că e foarte mult conținut de consumat de pe TikTok. Atât amuzant cât și foarte, foarte mega cringe. Așa că până data viitoare nu uitați să mă urmăriți pe toate platformele de social media, să-mi dați follow pe Instagram, să-mi dați follow pe TikTok-ul meu, pentru că am și eu TikTok al Tăriu Pican, să dați subscribe chiar acum la acest canal de YouTube și multe, multe like-uri. Și nu uitați că sâmbătă la ora 8 facem un super mega live!
live pe YouTube chiar de aici și o să ne distrăm și o să ne simțim foarte, foarte bine, așa că sâmbătă la ora 8 vă aștept pe live. Vă pup și să aveți o zi minunată.